Primarul Romanului Laurențiu Leureanu și-a depus declarațiile de avere și de interese pe anul 2014. Primarul Laurențiu Leureanu are aceeași avere pe care a declarat-o dinainte de cel de-al doilea mandat, adică de până în 2012. Împreună cu soția, acesta deține 6 terenuri, din care 2 agricole, în Roman, Ruginoasa, Dulcești și Tarcău. Tot cu soția, edilul mai deține 2 case de locuit, o casă de vacanță și un apartament, ultimul în Iași. Din 2000, primarul are în garaj un autoturism marca Volkswagen. Din 2008, familia Leureanu deține bișterii în valoare de 15.000 de euro. Primarul Leureanu are un depozit în valoare de 20.000 de dolari deschis în 2008 și un fond de investiții de 50.000 de lei deschis în 2011, care, conform precizării, este pentru cei 2 băieți ai familiei. Edilul are și datorii, mai exact un credit contractat în 2011, scadent în 2019, în valoare de 38.500 de lei. De la primăria Roman, primarul a încasat venituri anul trecut de 43.704 lei, adică în jur de 36 milioane de lei vechi lunar. Soția acestuia, profesor, a întregit veniturile familiei cu încă 37.268 de lei plus 6.000 de lei din meditații. Primarul Laurențiu Leureanu este președinte al Asociației Roman Metropolitan, membru în Comitetul Director al Asociației Municipiilor și deputat în adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Edilul mai este și membru în Societatea de Științe Matematice, filiala Roman. Pentru niciuna din aceste funcții, primarul Romanului nu primește bani. La capitolul funcții în partidele politice, Laurențiu Leureanu nu a bifat nimic. În schimb, acesta a trecut contractul obținut de fiul cel mare, Dan Mircea, de la Ministerul Economiei pentru un proiect startup deschis în 2012 și care are termen de implementare 3 ani. Aleșii locale au obligația de a-și depune declarațiile de avere și de interese până cel târziu pe 15 iunie a fiecărui an. Până acum, primarului Laurențiu Leureanu i s-au mai alăturat viceprimarul Lucian Micu și consilierul local PSD Iulia Havrici.